Coronavirusul continuă să se răspândească în România în această perioadă, când autoritățile românești ne avertizează că situația rămâne prudentă, deoarece numărul zilnic de noi cazuri rămâne ridicat, în special în centrele urbane, unde există și rate semnificative de incidență. Cu toate acestea, România înregistrează în ultima perioadă mai puțin din cazuri noi de coronavirus decât săptămâna precedentă, ceea ce sugerează că valul 6 din coronavirus a încetat creșterea, iar pentru moment se înregistrează o fază a platformei, cu o ușoară scădere, deși autoritățile sunt așteptând să văd această situație doar săptămâna viitoare. Evoluția valului 6 a infecțiilor generate de coronavirusul din România ar trebui să conducă la o scădere constantă a numărului de cazuri noi până la sfârșitul lunii august, înainte de începerea școlii, iar o V7 este de așteptat, inclusiv de autoritățile internaționale, undeva în octombrie. Cifrele oficiale pentru ziua 5 august 2022 vor fi anunțate după ora 13.